sunt Ali, bine ai venit pe canalul meu de beauty. Astăzi avem un nou clip, cea de-a treia temă din cadrul școlii de beauty vlogging by L'Oreal. Avem de realizat un office make-up, un machiaj pentru la birou, folosind produsele Lancôme pe care ni le-au trimis aceștia. Eu voi folosi fondul de ten Ten Idol în nuanța 021, mascara Lancôme Hypnose în nuanța 01, rujul lichid L'Absolue Lacquer în nuanța 202, creionul Ombre Hypnose Kajal, mascara pentru sprâncene Sourcil Styler și creionul de buze Le Lip Liner în nuanța 114 Tangerine. Până să începem, vreau să vă amintesc că vă puteți abona la canalul meu, apăsați jos pe abonați-te și nu uitați să apăsați și pe clopoțel pentru a porni notificările. Și am uitat să vă zic că luni am avut cursul cu Alexandra Bagiu, National Makeup Artist Lancôme, și el ne-a explicat toate etapele în realizarea acestui tip de machiaj, așadar o să încerc să mă țin de acești pași și să vă explic și vouă ce ne-a explicat nou. Încep machiajul cu pasul 1, îl pregătesc pentru machiaj. Îmi curăț tenul cu apă micelară, observați ce mișcări fac cu cotoneta. Îmi grijă majoritatea să fie ascendente. Și îmi țin de colțul buzelor pentru a nu le strica. Acum aplic un serum pe întreaga față. Și îl masez în piele. În continuare folosesc un primer potrivit tenului meu, pe nas, pe bărbie, pe frunte, în special zona T care se îngrașă mai des. Continui pasul 2, aplicarea bazei de machiaj, fondul de ten Lancôme Ten Idol Ultra Wear și îl aplic cu ajutorul unui burețel cu mișcări de tapotare. Îl ridic și îl apăs pe suprafața tenului, fără a face mișcări translatorii. Acum aplic un anticearcăn și în continuare îl uniformizez cu ajutorul unui burețel. Acum cu ajutorul unei pudre libere, fixez machiajul aplicat cu mișcări de tapotare. Vreau să fac mișcări de tragere pentru a nu deplasa ceva ce am aplicat deja. Îmi conturez tenul cu o pudră mai închisă. Și acum aplic un blush într-o mișcare ce aș vrea să deseneze un triunghi. Îmi conturez și îmi definesc sprâncenele, mai întâi cu ajutorul unei periuțe pentru a le curăța de fondul de ten și de pudră și acum cu un fard de sprâncene. Ca să le umplu. Și continui cu mascara Lancôme Sourcil Styler. Pe toată suprafața sprâncenelor pentru a le fixa în poziția dorită. Acum machiajul ochilor. Aplic o nuanță de culoare a ploapei pentru a fixa baza și apoi o nuanță top, maro top pentru culoarea de tranziție, în pliul pleoapei. Dar o blenduiesc, o uniformizez foarte bine. Continui cu creionul Lancôme Kajal
și îl aplic pe ploapa mobilă. După care o să îl uniformizez cu ajutorul unei pensule. Îl trag puțin spre colțul extern și acum vin cu el și pe ploapa interioară pentru a o defini. Continui cu mascara Lancôme Hypnose și pornesc de la baza genelor înspre vârfurile lor. Continui acum cu machiajul buzelor și le voi contura cu creionul de buze Lancôme în nuanța Tangerine. Uniformizez cu degetul pentru că așa mi se pare că se întinde cel mai bine, chiar dacă acel creion ați văzut că are o pensulă în celălalt capăt. Și continui cu rujul lichid de la Lancôme. Dacă vreți puteți să-l și fixați folosind o apă termală sau o apă de fixare, un spray de fixare. Sper că v-a plăcut, vă pup, mulțumesc pentru vizionare!